Ce-au făcut încolo, așa era... Noroi. Așa era, da. Nu puteți să ceva foarte loc încolo. Aha. De când ăsta domnul primar, Sandu, da. A făcut. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Au stat cu orice. Cum atare. Am avut nevoie, am fost la el, frătați, nu zic că nu. Ce ați avut nevoie? Au stat, permanent ne-au stat. Pe orice care, numai pe noi. Știu de atâta. De când o spune, te cum ceau șesul, Costa Negru, care va face. Nu s-a făcut nici până ziua de astăzi. Acest primar a reușit și va reuși mult în viață. Am fost un sat izolat până acum, până la venirea primarului, care îl aveam acum. Fost primari până acum, tot, dacă oamenii ăștia n-am avut până acum. Sunt niște oameni pentru oameni. Suntem foarte mulțumiți. Da? Suntem foarte mulțumiți. Domn primar din nota 11. Domn primar din nota 10. Nu mă rupi nimeni. Aici era un mizeria. Așa nu era, dai seama, eu bagam mâini și spuneam, era pericol, era, dai seama ce era aici. Eu zic că după mine, n-am avut un primar mai bun ca ăsta la ora actuală, domnul Ivanucă. Primarul din nota 10. Eu îl fericit, Vasile Ivașcu, îl fericit din toate. Eu n-aș fi spus sărbători fericite. Tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Stimate domnule primar, ați încheiat un mandat de 4 ani cu rezultate deosebite în activitatea primăriei. Oamenii au avut încredere și v-au votat pentru alt mandat de 4 ani. Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă și a anului nou, aveți ceva de transmis locuitorilor comunei Trifești, celor plecați în țară sau peste hotare? Da, sigur că da. Aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor celor care mi-au dat votul pentru cel de-al treilea mandat. A fost un an destul de greu pentru noi, pentru că am avut alegeri. Prima dată pentru primar, acum alegeri parlamentare. Un an greu din punct de vedere al investițiilor, pentru că știm cu toții, în an electoral, investiții nu prea se derulează, guvernul nu prea alocă bani, dar noi totuși am reușit în acest an să semnăm 6 contracte de finanțare, 5 cu Ministerul Dezvoltării pentru asfaltare și pentru reabilitarea 4 școli din comună, ceea ce este un lucru mare pentru noi, și încă un contract de finanțare pentru construirea unei grădinițe noi în satul Trifești. Deci putem spune că a fost un an bun. Investițiile sunt în diverse faze de licitații sau de pregătirea documentațiilor pentru licitații și din primăvară, când timpul o să ne permită, o să începem execuția. Sunt investiții foarte prețioase, foarte bune pentru noi, foarte importante pentru comunitatea noastră, pentru că avem asfaltare, avem reabilitări de școli și, cum am spus, construirea unei grădinițe. Aș vrea ca acum, la sfârșit de an, să urez tuturor cetățenilor comunei Trifești multă sănătate, fericire, putere de muncă și sărbători fericite alături de cei dragi. Răsună blând spre seară al clopotelor cânt, căci vine iară Hristos pe acest pământ. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, haine ruine.
sculați creștini de grab și aduceți un prinos și faceți loc în case micuțului Hristos. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, haine ruine. El vine în leagăn verde, de înger alt purtat, să spele lumea noastră de rău și de păcat. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, haine ruine. Sculați copii de grabă și în calea lui cântați, cu tot ce-i bun e Domnul. Sculați copii, sculați. Tânărul crai cu mult alai vine din cer.